Bună ziua, stimați prieteni, și bine v-am găsit la cea de-a 53-a ediție analizelor economice, un proiect comun viitor și privesc eu unii, puteți urmări pe oricare din aceste pagini oficiale, plus pe pagina mea ionit.md, unde la rubrica analize economice veți putea urmări emisiunea de astăzi, cât și celelalte precedente, plus eu mă strădui să adaug și graficele pe pagina mea, astfel ca cei care au nevoie să vadă nu doar din video, dar să vadă și grafice să le poată analiza, citi și de ce să nu utilizez atunci când au nevoie. Astăzi își vrea să mă opresc la un subiect despre care noi mai discutăm nu foarte des, dar mi s-a părut că este extrem de important. Se discutăm despre comerțul extern al Republicii Moldova, care în anul 2022, în plin război din Ucraina, are o creștere, că nu vreau să zic fără precedent, dar are o creștere spectaculoasă, atât importurile cât și exporturile, de fapt atât exporturile cât și importurile, lucru care evident ridică multe întrebări și toți vor ști ce se întâmplă și de unde avem așa ceva. Haideți să o luăm cu exporturile moldovenești, că de fiecare dată când vorbim la comerțul extern, pe noi de fapt ne interesează exporturile. În primul rând vrem să vedem cât exportăm, după aceasta trecem încet la importuri și să vedem care sunt factorii de bază care au determinat această creștere spectaculoasă a exporturilor, o creștere neplăcută a importurilor și cine așteaptă în viitoarele luni. În primul rând, dacă ne uităm atent, în primele 3 luni ale anului, exporturile Republicii Moldova a ajuns la 900 de milioane de dolari, exact, 898 de milioane, deci 900 de milioane de dolari. Dacă observați, avem o creștere pur și simplu fenomenală, este incomparabil cu orice altă perioadă. Am mai avut o creștere în 2011, dar atunci a fost mai degrabă o recuperare după o criză tot puternică. Acum tot am avut 2 ani de zile, 2020-2021, în primele 3 luni am avut nu prea mari exporturi și anul acesta avem o creștere de 214 milioane de dolari în 3 luni de zile exportul și avem o, să zicem așa, o accelerare care nu am mai văzut-o. Evident, prima întrebare care apare, care sunt factorii care au stat la creșterea exportului Republicii Moldova? În opinia mea, sunt 4 factori de bază, 2 dintre care sunt evidenți, 2 pe care noi îi presupunem, în prezent avem prea puține date ca să afirmăm cu certitudine, dar cel mai probabil asistăm la acest lucru. 2 factori evidenți sunt clari. Primul lucru care a dus la creșterea exporturilor este legat de creșterea prețului la produsele exportate. Deci noi în prezent ne confruntăm cu o inflație și cu o creștere a prețurilor pe piața mondială, respectiv noi plătim mai mult pentru lucrurile importante, în schimb și câștigăm mai mult pentru lucrurile exportate. Unul din factorii care au dus că noi avem anul acesta mai mari încasări decât anul trecut este faptul că mărfurile noastre exportate în prezent sunt mai scumpe decât anul trecut. Exact suma este dificil, dar cred că într-o perioadă scurtă vom putea spune exact, dar cu certitudine acesta este primul factor. Al doilea factor, care acum îl voi arăta și prin grafic, este legat de producția agricolă fără precedent, recordul fără precedent în 2021. Vreau să reamintesc aici că Republica Moldova în 2021 a avut o producție agricolă, o creștere a producției agricole care nu a mai fost niciodată în istoria noastră. Noi nici într-o an n-am avut o creștere atât de mare față de anul precedent. Este cauzată de criza din 2020, atunci am avut o scădere iarăși fără precedent în istoria noastră, respectiv anul 2021 va intra ca anul de aur a agriculturii noastre și vreau să vă reamintesc prima dată după de la independență, producția agricolă organizată sau în întreprinderi, în producția agricolă, în întreprinderi agricole, a depășit pentru prima dată producția agricolă din gospodăriile individuale. Deci noi, în sfârșit, agricultura noastră începe a fi ceea ce a fi. Sper că anul 2022 nu va fi unul foarte prost pentru agricultură. Respectiv, avem prețuri foarte bune la agricultură, avem volume foarte mari și producția agricolă, dacă ne vom uita atent mai târziu, voi vorbi, producția agricolă a fost cea care a constituit baza exporturilor noastre. Însă acești doi factori, în opinia mea, nu explică totalitatea acestui fenomen de creștere fără precedent a exporturilor Republicii Moldova. Din acest motiv, eu consider că mai sunt încă 2 factori nu atât de evidenți, care merită de a fi analizați, asupra lor vom mai reveni și despre ce vorbim noi. În opinia mea, în prezent, la creșterea exporturilor moldovenești, contribuie și o anumită producție din stânga Nistrului, care este exportată ca producție din Republica Moldova. De ce spun acest lucru? Din simplu motiv că stânga Nistrului avea niște căi tradiționale de a exporta prin intermediul Ucrainei, acum, din cauza războiului din Ucraina, multe posibilități de a exporta
au dispărut și dacă veți uita atent la noi, exporturile au crescut, în special în luna februarie și mai mult în luna martie. De fapt, dacă ne uităm atent, noi vedem o legătură directă dintre explozia sau dintre creșterea puternică a exporturilor și începutul războiului din Ucraina. Din acest motiv, cred că merită de analizat ce volum de mărfuri din stânga Nistrului sunt exportate prin Republica Moldova, ca mărfuri din Republica Moldova. Și al doilea factor care cred că tot va lua amploare și vom vedea lunile viitoare când vom apărea date, este legat de reexportul anumitor produse din Ucraina. Altfel spus, agenții noștri economici cel mai probabil procură anumite bunuri din Ucraina, după aceasta sunt reexportate și în felul acesta ele apar în exporturile noastre. Însă, în opinia mea, acești doi factori mai puțin evidenți au o influență mai slabă, totuși continui să cred că cel mai mare impact al creșterii exporturilor Republicii Moldova este legat de prețurile majorate la producția exportată și volumul fără precedent a producției agricole care am avut în 2021 și care în prezent este exportată cu succes. Alta este întrebarea dacă beneficiază țăranii de această conjunctură favorabilă sau nu, dacă nu este renta monopoliștii care au absolut tot. Asta este alt subiect, nu astăzi vrem să vorbim. Cert este un singur lucru. În primele trei luni ale anului, Republica Moldova a înregistrat un record absolut la tot ce înseamnă capitolul exporturi, 900 de milioane de dolari, care este cu 170 milioane de dolari mai mult decât recordul precedent stabilit în 2019. Respectiv, dacă luăm volumul comerțului extern al Republicii Moldova în valoare anuală, el în acest an a ajuns la 11,2 în primele 3 luni ale anului a ajuns la 11,2 miliarde de dolari în creștere doar cu perioada precedentă cu 900 de milioane de dolari. De ce este cauzată această creștere? Este cauzată de creșterea exporturilor cu 400 de milioane de dolari în valoare anuală și de creșterea importurilor cu 500 de milioane de dolari în valoare anuală. Aici vreau doar să menționez că în prezent noi avem un ritm de creștere a exporturilor cu mult mai mare decât ritmul de creștere a importurilor, ceea ce ne face să avem o mică speranță că totuși la noi încet încet va începe îmbunătăți balanța comercială, care în Republica Moldova este una pur și simplu catastrofal de proastă. Noi exportăm de două ori mai puțin decât importăm și așa un deficit al balanței comerciale este greu să mai găsești o țară din Europa. Haideți acum să intrăm în mai multe detalii din ce cauze sau care sunt motivele din care la noi am avut așa o creștere a exporturilor și apoi ne vom opri la importuri. Din timp vreau să mă opresc la exporturi. Într-adevăr, în primele trei luni ale anului, exporturile, comparativ cu precedentele trei luni ale anului de anul trecut, au înregistrat o creștere de 213 milioane de dolari, aproape 214 milioane de dolari. Care sunt țările unde noi cel mai mult am exportat? Eu am pus aici top 10 țări, dacă vă uitați atent, România, în România exportul nostru a crescut cu peste 100 de milioane de dolari. Ce înseamnă lucrul acesta? Aproape jumătate din toată creșterea care o înregistrează Republica Moldova în anul 2022 se datorează României. După aceasta este Turcia, care tradițional în prezent este un partener de bază a comerțului nostru extern. Dacă veți uita, la noi în prezent avem Uniunea Europeană, unde noi exportăm mai mult de jumătate din producția noastră, avem CSI, unde ponderea scade constant, și avem alte țări unde, în afara Uniunii Europeană și CSI, unde avem o creștere stabilă și aceste alte țări, în cea mai mare parte, este determinat de creșterea exporturilor Republicii Moldova spre Turcia. Deci România ne asigură jumătate din creștere, restul, jumătate din țări care le avem noi, sunt din Uniunea Europeană sau din spațiul european, deci țările care ne asigură nouă cea mai mare creștere. Noi avem și țări unde la noi exportul a scăzut, dar cert este că România noi am înregistrat cea mai mare creștere. Respectiv, datorită faptului că în România am înregistrat cea mai mare creștere a exporturilor, România în prezent deține, el și deținea locul întâi în cota de export a Republicii Moldova, iar în prezent a ajuns la cota maximă istorică. Mai mult ca atât, următoarele două țări după România au o cotă de trei ori mai mic decât România. Deci România, pe lângă faptul că este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, el este pe departe primul cu partenerul comercial și dacă ne vom uita, am luat două țări. Deci acum, în luna războiului din Ucraina, ne-a dus la două recorduri
diferite. Prima, avem o creștere fără precedent a cotii României în Republica Moldova și am ajuns la 31,7%, pe de altă parte avem o scădere fără precedent a cotii Federației Ruse. Eu am luat un grafic de 27 de ani, din 1995 până în prezent, unde am evaluat care era ponderea Federației Ruse și care era ponderea României în comerțul extern al Republicii Moldova. Cel mai clar este 25 de ani în urmă. În anul 1997, deci am luat anul 97, înainte de criza din Federația Rusă, comerțul nostru cu Federația Rusă era 58%, deci practic două treimi sau 60% din tot comerțul Republicii Moldova era spre Federația Rusă. Așa o dependență de singură țară, Republica Moldova n-a avut-o nici până atunci, nici după aceasta. În schimb, România deținea o cotă de 6,7%. După criza din 98, după criza din 2006, după criza din 2013 și acum, după criza războiului din 2022, noi avem o scădere a Federației Rusă. Dacă vă uitați, Federația Rusă a scăzut constant, a avut o perioadă după 2006, a avut o perioadă de recuperare până în 2012. Apoi, când Republica Moldova și-a anunțat intenția de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, iarăși Federația Rusă ne-a impus acțiuni și de atunci noi tot suntem în scădere. Am fost stabil la ceva mai puțin de 10%, iar în acest an, în primele trei luni ale anului, cota Federației Rusă a ajuns la minimul istoric de 5,4% sau, timp de 25 de ani, ponderea Federației Rusă în exportul Republicii Moldova a scăzut de 11 ori. De la 58%, unde ei dominau totalmente, a scăzut la 5,4%. De fapt, deja în comerț extern, Republica Moldova cu Federația Rusă, cel puțin la capitolul exporturi, practic Federația Rusă nu mai contează pentru noi, cu excepția la două produse de bază, mierele și strugurii. În schimb, România a crescut constant și până în 2012-2013 s-a menținut la nivel de 16%, deci practic timp de 20 de ani, aproape 17 ani, România a avut o creștere, să zicem așa, lentă. În schimb, după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, mai mult ca atât, după intrarea României în Uniunea Europeană și după ce acolo s-au făcut investiții enorme în automotive, Republica Moldova a fost beneficiarul indirect al integrării faptului că România a devenit membru Uniunii Europeană, deoarece companiile care au investit în România s-au extins și în Republica Moldova. Drept rezultat, cele mai multe produse din automotive au fost exportate către anfei de straniu în România, prin celelalte produse, totuși s-au exportat foarte mult din automotive, respectiv România a crescut constant, iar în prezent cota României este de 31,7% sau o creștere de 4,7 ori, aproape de 5 ori, comparativ cu minimul de 97. Deci dacă observați atent, la noi comerțul extern s-a inversat dintre liderii noștri. Federația Rusă, care a deținut cândva palmarezul și era liderul incontestabil al comerțului extern, al exportului Republicii Moldova, acum a ajuns la un minim istoric de 5,4%. Sunt foarte multe țări care depășesc Federația Rusă. În schimb, România, care era la un nivel foarte scăzut, în prezent este lider incontestabil al comerțului nostru. Bun. Asta s-a întâmplat, am văzut, cel mai mult a crescut exportul în România, dar să uităm pe bunuri. Care sunt bunurile care cel mai mult au contribuit la creșterea exporturilor? Dacă ne uităm atent, din cele 213 milioane de dolari, aproape 100% de creștere este asigurată de trei produse agricole. Atunci când cineva vă spune că agricultura nu contează, că în Republica Moldova nu știu ce contează, vă rog să le arătați acest grafic. Dacă ne uităm atent, exportul de cereale și preparate din bază, de fapt este vorba de cereale, au crescut în primele trei luni ale anului, comparativ cu anul trecut, de 5,2 ori și au ajuns la 125 de milioane de dolari. Creșterea de 125 de milioane de dolari. De ce aceasta este cauzată? După mine sunt câțiva factori. În primul rând, după structura, după mecanismul de export, deci cred că avem o distribuție altfel decât până acum a lunilor când se fac exportul, avem prețuri favorabile, avem volume foarte mari, de aici cred că s-ascunde și exporturile producției produse în Transnistria și în Ucraina. Dar cel mai mult, totuși, cred că este producția din Republica Moldova. Al doilea sunt semințele și fructele oleoase, adică tot vorbim despre semânțoase, sunt capitolul 2, și 3 grăsimi și uleiuri vegetale pe locul 3, deci în total aceste 3 produse au asigurat practic 100% de exporturi, ele de fapt au compensat scăderea de exporturi pe alte tipuri de produse, deci practic agricultura din Republica Moldova în aceste 3 luni ale anului ne-a asigurat 100% din creștere, creșterea fără precedent
a exportului Republicii Moldova, care au ajuns la un nivel record, se datorează exclusiv producției agricole. Deci lucrul acesta trebuie marcat și trebuie să-l știm și de multe ori am spus-o că Republica Moldova încă nu și-a utilizat potențialul său agricol în tot ce înseamnă creșterea producției de export. Deci Republica Moldova încă are un potențial enorm și sper foarte mult că noi vom reuși să integrăm și partea stângă la Nistrului în tot ce înseamnă capacitatea de export a Republicii Moldova. Iar acum aș vrea să mă opresc la importuri. La capitolul exporturi este foarte clar. Exporturile au crescut datorită producției agricole, exporturile au crescut datorită situației favorabile a prețurilor produsului agricole, secundar cred că exporturile au crescut și datorită faptului că anumite căi de export care erau utilizate de cei din Transnistria și unii din Ucraina în prezent sunt utilizate pe teritoriul Republicii Moldova și o parte din producție este tratată ca export a Republicii Moldova, ceea ce nu este negativ. Importurile. Importurile în Republica Moldova tot au înregistrat o creștere puternică de aproape 500 de milioane de dolari, însă această creștere, 75% din această creștere, este 70% în cer scuze, din această creștere se datorează importurilor din două țări. Acum și aveți vedea din ce cauză. Dacă ne uităm la toate importurile care au crescut, din Federația Rusă importurile au crescut cu 251 de milioane de dolari și din România importurile au crescut cu 86 de milioane de dolari. De fapt, două țări, Federația Rusă și România ne-a asigurat cea mai mare creștere a importurilor. Cred că bănuiți din ce cauză. Este legat de sectorul energetic. Pentru a înțelege acest lucru, vă pot spune că trei produse importate din Republica Moldova au determinat creșterea importurilor cu 75%. Adică, practic, trei produse ne-au provocat creșterea importurilor cu 375 de milioane de dolari, aproape 375 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă 75% din toate creșterile importurilor din Republica Moldova. Haideți să luăm cine este el. Și care sunt ele? Gazul și produsele din gaz. Gazul din Republica Moldova, în acest an, toată lumea știe deja, nu trebuie să o mai spunem, a înregistrat o creștere fără precedent în istoria noastră, în valori marginale, adică dacă în anul 2020 noi procuram gazul, prețul mediu de procurare a fost de 115 dolari pentru 1000 de metri cubi, atunci în luna aprilie noi am ajuns, asta încă să avem deja în trimestrul 2, dar până am ajuns să avem un preț de 10 ori mai mare, noi am avut prețul la gaz, a ajuns să coste aproape 1200 de dolari. În primul trimestru noi am plătit pentru gaz de 4 ori mai scump decât am plătit anul trecut. Dacă anul trecut pentru importul de gaz în primele 3 luni am plătit 77 de milioane de dolari, în acest an am fost nevoiți să plătim 318 milioane de dolari. Avem o creștere cu 240 de milioane de dolari. De fapt, importurile noastre în acest an nu au crescut în volume cât au crescut în prețuri. Și acest lucru noi l-am simțit, inflația care o vedeți în Republica Moldova, care este una fără precedent pentru ultimii 22 de ani, se datorează în special sectorului energetic. Și aici se vede foarte clar. Resursele energetice importate din Republica Moldova, în primul rând vorbim despre gaz, s-au scumpit de 4 ori și noi am fost nevoiți să alocăm 240 de milioane de dolari pentru a importa același volum de gaz care l-am importat anul trecut. Al doilea sunt, și acestea sunt din Federația Rusă. Din acest motiv, dacă vă uitați atent la creșterea importurilor din Federația Rusă de 250 de milioane de dolari, prima creștere este asigurată de gaz, 240 de milioane de dolari, a doua cușă vorbim. Deci 240 de milioane de dolari este contribuția gazului. A doua țară din care au crescut importul este România și se vede la produsele petroliere. Cea mai mare parte din produsele petroliere noi le importăm din România, importăm și din alte țări. Noi am importat din Belarusia, am importat din Ucraina, făceam importuri inclusiv din Federația Rusă. Să nu uitați că noi vorbim despre 3 luni ale anului, inclusiv mai mult de jumătate din aceste 3 luni au fost până la război și Republica Moldova făcea import de produse petroliere inclusiv din Federația Rusă și din Federația Rusă. Totuși, cea mai mare parte a produselor sunt importate din România. Datorită scumpirii lor, importurile produselor petroliere a crescut în acest an cu 100 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut. Dacă în anul trecut noi am plătit pentru produsele petroliere importate 115 milioane de dolari, în acest an, practic la aceleași volum de importuri, noi am plătit 216 milioane de dolari sau aproape dublu. Dacă vă întrebați din ce cauză la noi s-a scumpit produsele petroliere, uitați-vă la acest grafic. Din simplu motiv că noi pentru importul lor în acest an am plătit aproape două ori mai mult. Și al treilea factor care a determinat creșterea importului în Republica Moldova, fiți atenți, nu creșterea importului, creșterea prețului plătit pentru import, bunurile în realitate n-au crescut, sunt îngrășămintele minerale. Dacă noi anul trecut am plătit 23 de
milioane de dolari, anul acesta 49 de milioane sau de 20 ceva mai mult, ceea ce s-a primit 25,6 milioane de dolari. Aici mai vreau să mă spun încă un lucru care puțin mă îngrijorează, datele acestea vor trebui să ne analizăm separat. Admit că am avut foarte multe stocuri de produse din îngrășăminte minerale, totuși nu uităm că prețurile lor au crescut undeva de 5-6 ori. Asta înseamnă două lucruri. Sau noi am avut stocuri și am avut o parte de stocuri, sau, din păcate, anul acesta lucrările agricole n-au fost făcute în conformitate cu necesitățile tehnologice. Simplu spus, țăranii noștri nu s-au putut permite luxul să procure îngrășămintele minerale în volumul necesar, ceea ce înseamnă că va fi afectată roada din toamnă. Scurt pe doi, comerțul extern al Republicii Moldova, cât n-ar fi de poate straniu pentru unul, a fost afectat atât la capitolul exportul, cât importuri din contextul internațional legat de creșterea prețurilor, dar și de războiul din Ucraina. Acest conflict ne-a dus la ceea că noi avem o creștere fără precedent a comerțului extern, a crescut exporturile și în special este legat de producția agricolă, care ne-a asigurat 100% de creștere a exporturilor, beneficiarul o țară numărul 1 destinație fiind România, și au crescut importurile enorm, însă importurile n-au crescut în volum. Din păcate, noi, ca volum în acest an, importăm mai puțin ca anul trecut, dar plătim mai mult. Asta, la gaz am plătit de 4 ori mai mult, la produse petroliere am plătit de două ori mai mult și la chimicale am plătit de 2 ori mai mult și ele au fost procurate în volum mult mai mic decât anul trecut. Toate lucrurile acestea ne face să credem că Republica Moldova, la capitolul exporturilor, în acest an cred că vom sta bine, însă o parte considerabilă de exporturi vor fi nu atât producția noastră, cât producția din Stânganistul sau Ucraina. Producția agricolă, într-adevăr, are o creștere fără precedent, însă datorită faptului că agricultorii nu pot vinde ei direct renta sau profitul de bază din fericire nu îl încasează ei. Iar la capitolul importuri, Republica Moldova în acest an pretind să afirm că vom avea în volume fizice importuri mai mici, însă în preț, importurile vor fi cu mult mai mari. Altfel spus, vom plăti cu mult mai scump pentru un volum mai mic de mărfuri. Asta a fost până astăzi. Sper că am satisfăcut curiozitatea dumneavoastră și v-am răspuns la întrebarea totuși ce s-a întâmplat că am avut o creștere atât de spectaculoasă a exporturilor și importurilor. Vedeți că această spectacol, de fapt, nu este atât de spectaculos, are în spatele lui niște banalități și aceste banalități sunt legate de creșterea sau inflație fără precedent cu care se confruntă omenirea și această creștere nominală a exporturilor, de fapt, în valori reale este cu mult mai mică și această creștere spectaculoasă nominală a importurilor, de fapt, în realitate, înseamnă doar preț mai mare pentru un volum mai mic de bunuri. Până aici am vrut să vă spun astăzi, până data viitoare, cum am discutat alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră.